Fiecare persoană visează să ducă o viață mai bună și să trăiască într-o țară modernă. Din acest punct de vedere, Islanda este țara ideală. Aici nu există armată, energia electrică este gratis, iar oamenii își încuie rar mașinile și casele. Locul unde am băut cea mai bună și curată apă, gratis, aici încrederea este pe primul loc, cea mai sigură țară din lume în care se votează online, iar toate instituțiile de învățământ sunt gratis. Bună dimineața! Astăzi avem un plan să mergem într-un loc interesant, aș spune eu. Și în drum spre locul ăla ne-am oprit la un bakery foarte fain, cu un view extraordinar. Să mâncăm câte un croissant și să beau, cred că asta e prima cafea pe care o beau în Islanda. De ce să ne grăbim? Hai să luăm o pauză înainte să începem să umblăm mult. Astăzi o să facem 7 km, dus-întors. Vreau să vă arăt unde ne-am oprit, că am filmat doar dinăuntru. Se numește Faxi Bakery și are această priveliște minunată. Uitați-vă și voi cum e muntele ăsta aici. Stați așa să vă arăt fără mașini. E superb, cu norii ăia care acoperă vârful. E răcoric, așa e. E 10 dimineața, dar e exact ce trebuie. E într-un loc așa, în mijlocul a nimănui. Faxi Bakery se numește și croissantul meu și cafeaua au fost foarte bune. Am ajuns. Avem de mers 3 km jumate încolo și 3 km jumate încoace, sau avem posibilitatea să mergem cu acest shuttle bus. Nu știu exact cât ne costă. Cred că scrie acolo. Nu scrie? Atunci ce e acolo? Orarul? Ce ne spune aici? Deci avem 7 km de mers. O să ne ia cam 3-4 ore dus întors, dar nu cred că o să ne ia așa mult. Să ne îmbrăcăm gros, să avem haine de vânt, de ploaie, să stăm pe cărarea asta și să nu ne abatem de la cărare, să ne pierdem, să nu ne urcăm pe avion și dacă avem vreo urgență să sunăm la 112. Noi am decis să mergem și să venim pe jos. Acum, eu nu cred că o să ne ia chiar 3-4 ore. Vrem să și filmăm, vrem să avem experiența asta cu totul, așa. Eu am văzut avionul, avionul nu-i nu știu ce, dar experiența asta de a merge pe aici, nu este nimic la stânga, nu este nimic la dreapta, e foarte interesantă. Priveliștea e faină, nu plouă, deși e cam friguț. Am zis, hai să facem și noi asta, de ce nu? Este 11 fix, să vedem cât o să ne ia nouă, să mergem până acolo, să ne întoarcem. Și asta cu oprit, cu filmat, cu ridicat drona. Bine, acum, eu dacă mă uit în față, eu văd apa. Pare foarte aproape, dar nu este. Și nu se vede avionul. Deși, atunci când am trecut cu mașina pe drum și a fost zi senină, am văzut avionul în depărtare și nu pare foarte departe. Dar ne prinde bine un pic de mișcare. Era fain dacă alegeam o zi însorită și nu ziua asta vântoasă, dar e ok.
nu ne plângem. Oricum, pe traseul ăsta vreau să vă spun niște chestii super interesante despre Islanda. Așa că stați cu noi. O să vină niște informații interesante, zic eu. Vine și shuttle-ul în spatele meu. Bye, bye! A plecat fără noi. Atât am venit. Păcat că sunt norii jos și nu putem să vedem toată priveliștea de aici, tot munții ăștia în toată splendoarea lor. Dar e ok. Salut! Nu ți-e frig? Primul lucru foarte interesant despre Islanda e că nu mai are McDonald's. Nu se găsești nicăieri pe insulă McDonald's, nu se găsești nicăieri pe insulă Starbucks. A doua chestie super interesantă e că nu există țânțari. Nu știu dacă se contrazice mai aici sau nu, Lucian a văzut ceva ce părea a fi un mare țânțar. Chiar dacă nu există țânțari, există niște musculițe atât de enervante. Am citit că singurul animal nativ din Islanda este vulpea arctică. Să știți că mai mult de 50% din populația Islandei crede în elfi și în troli. Asta mi s-a părut foarte interesant. De mult puteți să vedeți cu camera asta acolo în depărtare. Am fost noi la punctul ăla de observație unde am văzut arcada aia și am văzut plaja cu nisipul negru care părea că nu se mai termină. Și nu știu de ce am senzația că plaja aia cu nisipul negru este plaja asta pe care noi o să ajungem acum. Că vine cumva așa în linie dreaptă, dar pe plaja asta a aterizat forțat avionul ăsta. Noi mergem acum la o epavă, de fapt. Nu au fost răniți, nu au fost morți, deci nu este un loc tragic, dar o să vă spun mai încolo un pic povestea. Datorită unui statistici de fericire mondială, islandezii se zice că ar fi cei mai fericiți oameni din lume. Să știți că în perioada verii o să aveți parte de 23 de ore de lumină, iar în perioada iernii doar de 4 ore. Vreau să vă fac un update de unde am venit. Nici nu se mai vede mașina, se văd oameni, mai vin oameni pe traseu. Și noi tot aici, în mijlocul nimănui, după 40 și ceva de minute, încă nu vedem avionul în față. Am văzut unde oprește autobuzul. Nu cred că oprește chiar lângă avion. Mai mergem! Am zărit avionul. Este încă departe și acum se vede și apa mult mai bine. Nu se vede pe camera asta cu siguranță, dar noi cu ochiul liber putem să vedem, este undeva acolo. Mai avem. Câte minute am făcut? Hai să le spunem. Până aici unde am început să zărim avionul. 50 de minute. Și asta cu tot cu filmat. Cine zic o oră dus, o oră întors. Cam așa. Plus cât mai petreci acolo. Am ajuns la avion. Ce tare! Îmi imaginam o cu totul altă scenă. Este mult mai frumos decât îmi imaginam. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fi nimerit fără oameni, dar fiind vară, turiștii sunt mai mulți decât iarna.
Este totuși o lună destul de turistică, luna iunie. Lucian s-a oprit să ridice drona, să vă arătăm niște cadre super faine din dronă. Și eu o să mă duc să filmez, să vă arăt de mai aproape. Și îl așteptăm și pe el să ne facem și niște poze pentru Instagram. Apropo, dacă nu ne urmăriți pe Instagram, puteți să ne căutați the.weeklydose. Așa ne găsesc, o să pun și pe ecran. Să ne dați acolo follow, să creștem și pagina aia. Nu vedeam avionul pentru că este după un soi de deal. Dar vreau să vă arăt priveliștea, iar acolo în spate de tot încă mai este zăpadă. Și nu sunt chiar așa mulți oameni. A plecat autobuzul ăsta care vine până aici cu un grup de oameni care au venit aici cu autocarul. Așa că a plecat un grup destul de mare. Acum să îl așteptăm pe Luci să-și facă treaba și să vină să-mi facă niște poze până nu sunt mulți oameni. Importante sunt cadrele din dronă. Și pe jos s-a schimbat. E un soi de plajă cu piatră. Adică acolo, în față, e apa. În anul 1973, acest avion făcea un zbor intern și a rămas fără combustibil, unii spun asta, alții spun că a avut o defecțiune și a fost aterizat avionul aici forțat de către echipaj, au fost 7 membri de echipaj, n-a fost nimeni rănit și de atunci se află aici epava. Oamenii veneau aici să tragă cu pistolul. O să vedeți, pe măsură ce ne apropiem, urme de gloanțe. Nu mai există botul avionului, nu mai există coada, aripile. Există doar așa în forma asta. Și este un punct destul de cunoscut în Islanda. Vin foarte mulți turiști aici. Cei 3,5 km dus și 3,5 km întors nu prea îi oprește. Dar dacă nu vrei să faci asta, v-am spus, există și un autobuz care să te aducă aici. Filmat Luci cu drona, a făcut poză, ne-am pozat, ne-am filmat, am făcut shorts, am făcut de toate. Și nu-i chiar așa multă lume. Cam așa arată, vă mai arăt. Acum, cred că o să mai vreau niște poze totuși, o să mai așteptăm să iasă lumea de acolo din avion. Și dacă vedeți pe domnișoara aia, și eu vreau o poză așa, e tare drăguță. Și o să ne plimbăm un pic pe aici. Nu mergem tare departe, să vă mai arătăm împrejurimile, dar până una alta mai stăm la rând să mai fac 2-3 poze. Ce ziceți de locul ăsta? Nu neapărat de avion, cât de toată experiența asta. Gata și cu avionul. L-am pozat din toate părțile, din toate pozițiile, de sus, de jos, de la stânga, de la dreapta.
Ne-am plimbat un pic, ne-am dus spre plajă, nu foarte mult. Mă vedeți cu microfonul mână că se freacă de geacă și nu vreau să vă omor urechile. Mai mergem înapoi. Nu știm dacă să mergem pe jos sau să mergem cu autobuzul pentru că picură puțin. Eu n-am nicio problemă să mă duc pe jos. Dar dacă plouă, să merge o oră prin ploaie, n-ar fi interesant. Vedem când ajungem acolo sus, să vedem dacă îl zărim, poate îl așteptăm. V-a plăcut? Ție ți-a plăcut? Da, frumos. Și mie mi-a plăcut foarte mult. A fost o experiență interesantă. Islanda este cea mai sigură țară din lume, cel puțin în ultimii 11 ani. Să știți că aici berea a fost interzisă până în anul 1989, dar acum există Ziua Națională a Berii, care este în 1 martie. Să știți că pentru foarte multă vreme Islanda a fost una dintre cele mai sărace țări din Europa, iar acum este una dintre cele mai bogate și costisitoare țări din Europa. Încă o chestie foarte interesantă e că nu există armată și criminalitatea este foarte mică, aproape de zero. Au pază de coastă, doar atât. Aproape am ajuns. Vai, cum a fost drumul înapoi. Drumul încolo a fost ok, drumul încoace a fost ok jumătate, iar cealaltă jumătate pentru mine a fost greuț și a început să picure. Dar am făcut tot drumul pe jos și mă bucur tare, tare mult. Și cât timp am făcut, vreau să știu, Lucian? Încolo am făcut o oră, am stat acolo o oră și încoace am făcut 50 de minute, deci cam 3 ore, depinde cât stați pe acolo. Am venit într-o zonă foarte frumoasă, la, nu știu, nici 5 minute de parcarea unde am lăsat mașina să mergem la avion. Lucian s-a dus puțin pe traseul ăsta să ridice drona, iar acolo în spate este un ghețar și încearcă să ajungă până acolo cu drona. Eu am rămas mai în urmă cu voi să vă arăt peisajul ăsta mirific. Ce fain sunt munții ăștia de piatră, acoperiți cu verde, cu mușchiul ăsta verde sau ce-o fi. Cred că e mușchi, nu e iarbă, așa pare. Și acolo, în depărtare, zăresc o cascadă. Hai că poate îl ajungem pe Lucian, nu știu până unde s-a dus. Chiar dacă picioarele mele zvarză, degetele mici mi zvarză, ar fi păcat să nu mergem puțin pe traseul ăsta și cred că persoanele care vin acum în fața noastră au fost pe ghețar. Islanda este cea mai activă zonă vulcanică din lume. În Islanda nu prea se acceptă cash. Este țara cu cei mai mulți autori din lume, iar populația țării are undeva la aproximativ 377.000 de locuitori. Islandezii urmăresc cele mai multe filme din lume. Thank you.
ajuns la capătul traseului. L-am găsit și pe Luce aici. A filmat niște cadre super faine din dronă. Bine, nu e chiar capătul traseului. Poți să mergi încolo pe propriul risc dacă mergi singur. Sau poți să mergi să faci tot felul de trasee pe ghețar, dar pentru asta trebuie echipament special. Vezi, acolo sunt oameni. Da, sunt mai multe grupe de oameni care urcă pe ghețar, dar toți pe care am văzut erau cu ghid și aveau încălțări de la speciale cu țepi. Pentru că na, nu e în siguranță să urci pe ghețar, poți să fie crevase, poți să cazi în mijloc, n-ai de unde să știi, trebuie să cunoști traseul. Dar e spectaculos să-l vezi și de așa de la distanță. Oricum am făcut niște cadre cu drona pe care o să vi le pună de ea. V-am promis că vă arăt înghețata zilele trecute și de la trecută am primit o înghețată uriașă și acum ne-a dat una mai mică, dar tot mica a cerut Luci și atunci, nu știu care e faza. Ori ți-a dat data trecută mare și tu ai cerut mică și ți-a dat mare și asta e mică de fapt și nu-i corect, eu voiam de aia mare. Gustul e același. Foarte bună. Am ajuns pe Rainbow Street, care ne duce spre biserică.